Și pentru că, nu știu dacă ați mai apucat să discutați, dar vorbeați că intrați în vacanță, v-aș întreba dacă ați luat o decizie legată de cazul Bogdan Oldanu, pentru că oricum ar fi chiar și o demisie, va ajunge la Parlament, iar Parlamentul este în vacanță. Am discutat astăzi asta, dar nu în birou, pentru că am ajuns la concluzia în Comisia de Unificare. Până la urmă, nu știu dacă își dă domnul Bogdan Oldanu demisia, funcționează Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Nu depinde numai de noi, de Partidul Național Liberal, ca să convocăm Parlamentul. Dacă cele două camere vor ajunge la astfel de concluzie, noi vom răspunde pozitiv. Dar, fără nicio problemă, poate funcționa până la 1 septembrie și cu un om în minus, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Și aici,